ne puteți clarifica și situația asta de Brighen, ce ar putea juca și alte echipe, pentru că ați avut acea declarație noastră, a fost cumva interpretată. Da, așa este, despre interpretare a fost interpretată și vă spun public că mă voi feri și voi fi foarte rezervat înainte în a mai oferi răspunsul la asemenea întrebări, pentru că, din păcate, enunțurile cu caracter general sunt foarte ușor particularizate și interpretate, cu atât mai mult cu cât ministrul tineretului și, sau nu ministrul tineretului și sportului decide cu privire la închinierea bunurilor din domeniul public, mai ales a celor care se află în administrarea altor entități și instituții publice decât cea a MTS-ului. De altfel, această închiriere este reglementată legal, există legi care definesc foarte bine cum se pot închiria bunurile din domeniul public și nu vreau să mă fac referiri la această situație între FCSB și MATN, întrucât am fost informat că asupra aspectelor de natură juridică, problemelor existente între cele două entități, s-au pronunțat instanțe și înțeleg că urmează să se mai pronunțe instanțe de judecată și aș vrea să mă țin departe de subiectul ăsta pentru că am văzut și vă mulțumesc că ați spus, s-a interpretat în fel și echip ceea ce am declarat. În acel dialog n-a fost niciun fel de interes major în a-mi spune opinia personală în legătură cu situația de acolo.